Vă salut băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod din cariera cu Atletico Textila. De acum suntem în Liga a doua oficial și trebuie să facem și noi niște transferuri pentru că avem jucători buni, dar pot să fie și mai buni. În acest moment așa arată echipa noastră cu Popa, Ilie sau Iliev în poartă, Kirikeș, Radu și Hasan, fundași centrali. Radu și cu Hasan vor pleca pentru că vreau să fie numai jucători adevărați, nu mai vreau de ăștia creați așa... ca așa au vrut ei să creeze. Cristea și el o să plece, Marin o să plece, Gianni Orlando rămâne, chiar dacă are 30 ceva de ani, 5 stele cu 5 stele, cel mai bun acolo, Adița în dreapta și el va rămâne, McLaren și cu Costeluș, clar, ei nu o să plece niciodată, la fel și Bobiță, iar restul de pe banca de rezerve vor pleca și ei de asemenea. Deci, în acest episod vom face curățenie în club și vom aduce jucători pe bandă rulantă să fie acolo forță rău de tot. Iar primul meci din campionat va fi chiar împotriva celor de la CSA Steaua București și o să fie un meci foarte tare. Peaky Football este cel mai mare magazin online dedicat tricourilor de fotbal retro. Vrei Premier League? Avem Premier League. Vrei La Liga? Avem La Liga. Vrei oare și Serie A? Păi avem toată! Plus multe alte tricouri rarisime, dar pentru a descoperi mai multe, intră pe site-ul peakyfootball.ro, unde dacă ești nehotărât, poți să-ți încerci norocul cu un mystery box ce conține un tricou special de fotbal, plus alte surprize fotbalistice. Deci, ce mai aștepți? Apasă pe linkul din descriere și folosește codul LEO10 pentru 10% reducere. În primul rând, vom pune toți jucătorii... din echipa pe care vrem să-i dăm pe lista de transferuri. Bugetul de transferuri pe care îl avem pentru Liga a doua este de 6 milioane. Băi, să știți că chiar e ok. 6 milioane de euro chiar pot să ne ajungă pentru câțiva jucători. Și întâi, ca să fim băieți, să ne uităm la free agents, să vedem dacă avem aici vreun jucător mai bun așa. Uite, Rolando Arons. Cam asta este lista noastră de transferuri. Cred că de Acosta este cel mai interesant. Luciano Acosta și de Marcos Alonso. Clar, de ei doi știu cel mai bine că au rating mare. Și haideți să încercăm să-l aducem pe Acuña, sau cum îi cheamă pe ăsta? Acosta. 12.000. Puu, ce salariu micuț. Bine, te-am găsit, Luciano Acosta. Are overall 7-6. Regele. Olaina sau AJ? Ia hai la Olaina. Salariu... 10.000 îți dau, mâncați așa. 10.000 și cu dalea, bine, hai. Hai că te-am adus și pe tine. Cred că să-l mai aduc doar pe Florin Andone. Avem cam mulți străineri, cam mulți străinezi ăștia. Hai să-l aducem și pe Andonică, 30 de ani. Îmi place că are fața în joc, mai mult de aia l-aduc. 3 ani, mamă, stai, acceptă 3 ani. Ce salariu mic vrea. Dar ce rating ai, mă? 60? Cât ai ratingul de vrei atât de puțin? Ia. 70. Bă... e un transfer decent. Și sezonul ăsta vreau clar să schimbăm formația. Vreau să schimbăm la un 4-3-3 atac. Asta e formația mea preferată. Hai că-l joc pe Acosta mai retras un pic. Ne trebuie clar un fundaj dreapta și... Cred că știu pe cine putem să-l aducem. Nu are cine știe ce vârstă, dar ia să încercăm să-i dăm direct un swap. Uite cu Vasile Radu, că vreau să scap de el. Ia. Îl ia pe Vasile Radu, vine Benzar. Să mai arate și echipa noastră cu jucători adevărați, să nu mai fie doar de ăștia creați. Dar ce rating ai, mă, de vreat? Doar 1000 de lire. 64 rating, cât are? Da, 64. Am cei mai buni jucători pe care putem să-i luăm. Și fundaș central o să fie Gabriel Tamaș. Nu știu, te retragi, nu te retragi? Nu o să retragi. La 39 de ani vrea să joace până la 50. Ăsta, pe Hasan, ia. Îl vrei pe Hasan? Și încă 20 de ani. Ia-i tot. Ia și dă-mi pe Tamaș, că știu că are potențial. 3.000, ia. Vedem aici Gabi Tamaș, noul superstar adus pe Textila Arena. Transfer de la Concordia Chiajna, 67 OBR. Bă, să știi că e ok 67 OBR. E ok, adică chiar intră acolo în echipă. Nu știu aici ce să fac cu mijlocul ăsta, să schimb poziția lui Bobiță, să fac mijlocaș. Ofertă pentru McLaren de 13 milioane. L-am luat anul trecut pe gratis și putem să dăm acum pe 13 milioane. Și îmi place cum să ne oferta asta. Am putea să delegăm o negociere pentru vreo 17. Oferte aici, ia uite, Adiță. Cum a plecat Denis Mann de la FCSB, așa vrea să plece și Adiță la Parma.
Orlando, o ofertă din nou pentru el de la Cremoneze și pentru Ionel Toma, iar pe Ionel Toma îl voi da, pentru că nu mă interesează, la fel și pe George Cristea. Ești liber să pleci. Dar Gianni Orlando și cu Adiță nu vor pleca. VfL Bochum oferă 17 milioane pentru McLaren și dacă va pleca vom avea bani de transferuri ca lumea rău de tot. Pe Cristea asta o să-l dau, iar la McLaren trebuie să mă gândesc să acceptăm. Și cred că accept, da, accept pentru McLaren. Toma va pleca și el. Adiță nu. Nu-l dau pe Adiță de ușor, va mai sta cu noi și acum ar trebui să ne orientăm clar pentru niște întăriri. McLaren este vândut și acum avem un buget cu adevărat mare pentru transferuri, iar primul jucător pe care îl vom aduce va fi Cătălin Cărjan. Acceptă doar 3 milioane de euro, haideți să scădem până la 2.100.000, ce părere? 2.300.000 și un procent din un viitor transfer nu e deloc rău. Pentru Cătălin Cărjan, un jucător cu potențial, îl ciordim de la Arsenal, îl aducem la Atletico Textila, deși și 5.000 e destul de mult, am vrut 7.000, e așa. Cărjan semnează și el cu Atletico Textila. Un puș talentat care cu siguranță o să ne ajute, aveam nevoie de un mijlocaș. Nicolae Stanciu îl lăsăm pentru episodul următor, încă nu facem vreo schimbare, iar Bobiță va trece pe banca de rezerve deocamdată. Iar asta este echipa noastră momentan și nu arată rău. Nu arată rău. Probabil ne-ar mai trebui niște jucători de împlutură, însă o să mai vedem. Începe și primul meci din Liga a doua, acel de la Atletico Textila. Un meci foarte interesant împotriva celor de la Steaua București. Aș pune un fel de derby a Ligii a doua, două echipe cu o istorie relativ asemănătoare. Atletico Textila, o echipă cu speranță la promovarea în Superliga direct din acest sezon. Au jucători foarte buni, jucători experimentați. Au făcut transferuri bune, Luciano Acosta, la fel și Cătălin Cărjan, precum și Gabriel Tamaș, care cu siguranță va fi un pilon în defensiva textilelor. Și haide să înceapă meciul. Acum Gianni Orlando are față pe Costeluș, înapoi pentru Gianni. Gianni pentru noul transfer, o să repede foarte multe ori noul transfer în acest meci. Avem foarte mulți jucători noi, deci este Cărjan, cred, Gianni acum, o prioare foarte bună a lui Gianni, intră careu, șutul lui Gianni, un stâng nu foarte precis acolo, vedem, încă nu și-a schimbat culoarea părului Gianni, rămâne cu acel albastru în cap, Cristea pasează cu Costeluș are spațiu de manevră, Costeluș caută primul gol al sezonului și peste poartă, un șut dezamăgitor acolo pentru Costeluș, însă foarte bună faza asta, vedem cum a trecut mingea aproape totuși de bara transversală și Nea Traian supărat. Dar mai departe pentru Gianni Orlando, Gianni se descurcă bine, Gianni are viteză, Gianni l-are în față pe... Oh! Foarte bună recuperare acolo a textilelor, Costeluș pentru Acosta. Costa pasează bine cu Orlando, din nou Gianni, cercă centrarea, este bună, Adiță, șutul lui Adiță în blocaj, Cărjan. Ce execuție are acolo Cătălin Cărjan, însă este doar corner. Gianni Orlando execută ultima fază a primei reprize, foarte bună pasa pentru Adiță în careu și poate mai avea o fază. Da, mai are o fază Atletico Textila, însă Gianni pasează foarte slab. Și se termină prima repriză a acestui match. Match, ok. S-au întâmplat foarte multe. Atletico Textila a dominat în mare parte. Și revenim cu a doua repriză. Să e prea lent Acosta. Orlando acum. Îl are în față pe Cristea, în fața golului. Cristea bară! Nu pot să cred ce bară. Dar faza nu s-a terminat. Din nou, Cristea. Adiță pentru Cristea, dar e offside. Și degeaba marchează Cristea. Cristea
Acosta în careu, Acosta șutează să foarte bine se opune acolo portarul SRE. Adică foarte bine se descurcă, centrare în careu pentru Cristea. Cristea poate marca, Cristea și o face. Între toți jucătorii de pe teren, fix Cristea, mijlocașul central, care probabil va pleca de la Atletico Textila, reușește să marcheze și să se bucure împreună cu colegii săi de această reușită. Foarte bună centrarea lui Adiță, care l-a văzut singur în careu pe Cristea. Era acolo și Costeluș, însă Cristea este jucătorul la care ajunge mingea și care șutează imparabil pentru portarul cel de la CSEA Steaua. Iar George Cristea este primul marcator în Liga a doua din istoria celor de la Atletico Textila. Un 1-0 însă au dominat cei drept acest meci, iar da, într-adevăr, partida se termină aici. Steaua pierde la ea acasă, iar Textila reușește prima victorie în campionat. O victorie foarte bună pentru Textile, iar își fac simțită prezența în Liga a doua. Acest sezon de Liga a doua fac parte multe echipe importante precum Concordia Chiajna, Unirea Slobozia, Steaua Foresta, Unirea Deci Dinamo, Slatina, Poli Timișoara, Ripensia, Poli Iași, Chindia și așa mai departe, și Cluj sunt Liga a doua. Iar aici se termină acest episod. Până data viitoare, eu am fost Leo, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și un comentariu. V-am pupat! Ciao!